Salut tuturor, bine v-am regăsit la Nesul de pe canal. Astăzi ca Minecraft Server Dima pe Bedwars pe Gaming World. Salut. 1v1. Salut. Și astăzi eu îmi iau revanșa de la tine. Da, bă, deci dacă ați văzut primul episod de ăla în care Dima s-a aruncat în voi de frică, că nu cred că s-a aruncat special, eu cred că era frică și m-am aruncat din greșeală. M-am pălit de bloc și m-am dus într-o pat. Ei, deja se începe că din greșeală, că nu știu ce, asta s-a aruncat de frică, bă, deci au văzut că prea bun, au văzut că n-am jucat, au zis că bă, dar să mă aruncă în voi, că oricum mă bate asta. Bun, deci nu uitați... Nu uitați de like, nu mă interesează. Nu uitați de like, să ne vedeți celălalt la acest episod. Follow pe Instagram, dă link în descriere și subscribe cu clopoțel pentru că zilele următoare o să urmeze ceva foarte important pentru voi, pentru mine și pentru tot ce se întâmplă. Și să scrieți în comentarii ce alte jocuri ați vrea să mai vedeți pe acest canal. Bun, Dima, eu te provoc la 1v1 să vedem cine câștigă de data asta, dacă ți-e revanșa sau nu. Eu cred că nu o să-i revanșa, sincer. Tu ce crezi? Eu cred că o să iau revanșa. Ok, deci jucăm fără nicio regulă, doar fără cituri. Sper că nu ți-ai băgat citurile. Deci singura regulă este fără cituri, deci în rest jucăm cu ce regulă vrem. Poți veni prima secundă. Dacă aveți să am cituri în lobby, n-aveți să vadă skin-ul meu. Ești și tu o leacă logic. Nu știu ce să zic. Nu ești tot așa de prost. Nu știu ce să zic, frate. Că cum eram înainte, ia uzi-l mă. Dar ce înainte eram prost? Da. Gata, am dovadă că m-ai numit, te dau la poliție. Mâine tot la poliție, cum zici profesor cu geografie la noi. Azi am avut test tehnologic, cu dânsul șoț că vă dau test la poliție. El îi dă la poliție, bă, un profesor îi dă la poliție, puteți băieți, vă închipuiți, bă? Deci ce profesor de... Nu știu... Vreau să bani? Nu, ce profesor... chinuit să fii încă să dai la poliție o clasă. Hai că deștept, tu ești... Uiteam, nu te-ai construit la centru, ai luat azi diamantele și minerale. Uiteam, stai în bază, bă, nu mă vezi? Nu mai ești la mine în bază. Nu, tu până mai ce ai făcut? Întreb și pentru un prieten. Pentru alt prieten, nu pentru tine. Ce ai făcut până acum? Întrebare, întrebătoare. Eu până mine am construit, greu. Unde ești construit? Eu nu prea mai pot construi. Păi dacă ești paletă. Ești paletă paletinoasă. Uite, deci am vrut să jucăm pe altă arenă, în afară de asta, că arena asta nu prea îmi place. Dar intră unul și nu putem juca unul 1v1. Ce am înțeles? Oi! Bă, deci dacă nici ăsta n-a trecut prin, mă las de viață. Bă, deci a trecut prin drum, frate, prin tine, prin drum, prin totul trecut ăsta, dă fireball. Și crezi că nu-ți cunosc și mai dă unul. E, n-are bani de unul. N-are bani din cu unul. Bă, ești că best of 3 atât timpul, da? Bă, deși am sărit și când colo m-a aruncat în spate și primul mi-a dat un hit. Bă, m-a aruncat în spate. Sau gen, n-am avut destul de sărituri, dar deși am făcut asta, și s-a întâmplat acolo, Dima? Hai că tu ești prieten cu bagurile, și s-a întâmplat acolo? Și prieten cu bagurile. Alo, Dima, mă auzi? S-aude? Bagul a spus că era rău, și de atâta. S-aude? Da, tu ne-mi era rău. Da, bagul a spus că era rău. S-aude? Da. S-a și-o pus lemn pe pat, mă. Așa rămâne. Aaa, păi... Mă pălesc de cer, bă! E ceva acolo blocuri sus și mă pălesc capul de dânsele, bă! Am realizat și eu abia acum ce se întâmplă cu viața mea. Până acum n-am putut să-mi dau seama, abia acum mi-am dat seama. Păi și eu am vrut să vin să-ți rup patul degeaba, că mă pălesc blocurile. Deci trebuie să sparg scara așa, trebuie să merg drept, că dacă folosesc scara, pe mă pălesc pod și cad în void. Sau dacă n-ai avea gaură acolo. Adică să copiești tu gaura, frate. Hai așa pentru mine, te rog. Nu ți încurc, da? Dar eu ți încurc, așa-i. Hai, am nici diamante și tu ne-ai vrut să vii pe mine. Uite-l, dă coarcul. Bă, copchile! Dă și diamante, vine și-mi dă coarcul acum, dacă poți. Slabule, că nu-mi dai tu coarcul așa. Uite-l, îmi dă mare damage în cap. Uite-l, bă, ce hit îmi dă el. Dar oricum nu mă arunce în void, gen. Uite, fireball. Tu-ru-tu-tu-r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 u-tu
Asta a venit și mi-a sparge patul, băi, auzi, auzi, nu, nu cred, în ultima secundă. Nu a căzut în void, n-ai cum, și are fireball. Deci dacă ai fireball, mor. Are fireball. N-ai cum, fricosul. Fricosul roade osul, bă! Baby, pana, pana, na, 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 na. Bă, cum? Alo, capcană? Bă, deci cred că vin părinții și mă alungă din casă ca să gata așa. Bă, dar cum te-am bătut acolo? LOL. În primul rând, de ce nu s-a activat capcana? Că aveam capcană. Oare mai am? Da, mă, mai am. Deci în primul rând, nu s-a activat capcana. Și a doilea rând, cum te-am bătut în halul ăsta? Explică-mă și pe mine, că eu sunt mai nuba așa și nu prea înțeleg. Cum te-am bătut în halul ăsta, bă? Doamne, ferească, mă, sfântul. Bă, da și eu că e nebună a stricat, bă. Uite-l. Vine de acolo! Țeacă. Uite-l, bă. Bă, dar ce mă împingi într-o parte, mă? Hai, mă, la oameni, pe oameni dacă se animă. Nu ți sâni, el dă cu arcul, mă, ca fetiță, uite-l, uite-l. Uite-l, fiță, ce face. Dă cu arcul, nebunul. Nebunule! Uite-l. Ah! Alol. Baby sharky, parvarva. Tarada. Uite-l, mă, că am crescut, duci pe drumul meu. Și duci în bază acum. Cu diamant și cu emerald și cu tot ce vrei. Și are fireball. Are fireball și distruge drumul. Uite-l. Fireball job. Tărăp, tărăp, a, nu pune blocul ăsta. Fireball. Tărăp, 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 și crezi, mă, că ești atât. Aaa, stai ca așa o arc. A, dar mă bate asta. Mă bate, mă bate, mă bate, lasă. Uuu, era scad în void și n-am căzut. Bă, bă, stai cu minte. Stai, mă, că am puțin viață, bă. Stai, chill-o, leacă. N-ai tu pe o stai chill, așa-i? Da, n-am ce să fac, trebuie să mă duc cumva să-i strug patul, dar n-am cum. Faza că eu acum n-am pat și cam nasolică fără pat, ce să zic. Da, las, că îl distrug pe ăsta, de-l distrug. Îl distrug, de-l prea distrug, sincer. Dima! Dim! Să nici nu mai aud, Dim. Dim! Alo! Ce? Nică, am o întrebare, ce faci? Mă construiești, mă, nu știu. Asta construiește, mă. Ia nu te mai construi tu când nu ești tu de construit aici. Tu ești făcut ca să construiești, mă? Dacă da, fă-te inginer. Și ce faci, inginer, a? Răspunde la întrebarea mea. Acum! Nu răspunde, mă. Nu răspunde, că știi de frică asta. Ești ca baza ta. Și ai zis? Așa se înțeleg, bă. Uite-l. Ah, era prea frumos să-mi merez cu trisăgeți la rând. Eu ne merg numai cu două. Dar mai aveai puțină viață, abia acum văd cât HP mai ai. Uite, unde fireball. Fireball. Târâtâtâtâm. Târâtâtâtâtâm. N-are sens. Nu! Cât avem de episod? Avem 9 minute. Hai, mai dăm un match. Și dacă îl câștigi și tu, ești bravo. Bă, tăl, bă, de... Hai pe solace solo, hai pe solace solo. I-am dat. Uite, uite, tracking tom, bă, de asta n-are ce face. Bă, please, ieși. Ieși. Că ne strici episodul. Bă, deci, efectiv am vrut să jucăm înainte, de atât am jucat pe Xenon Zone, pentru că am vrut să jucăm înainte un match și a intrat tracking tom, mi-tip, 1, 2, 5 ăsta. Dar vreau și eu să joc. Jucăm. Jucăm după dacă vrei. Și după ești nu mai jucăm cu el. Și efectiv intra ăsta și nu puteam începe meci pentru că eram 3. Deci dacă ăsta nu iese, nici intrași pe el, ok? După când? După meci! După ce terminăm noi meciul ăsta. Și ieși, băi, nu-și întreg pe dânsul dacă nu vrei să iasă. Bine, o ieșit și el acum. Dacă rămâne în joacă, lasă-l, când duci drept pe dânsul și-l omorâm și gata. Arena 5. Sau asta e buguită. Da, e buguită arena asta. Atâtea arenele sunt buguite, mă.
Și arena a intrat tot așa. Arena cât a intrat? Și nu era buguită. Iar arena 7 e buguită. Da, e buguit și asta. Bă, toate arenele sunt buguite pe Gaming World, bă! Arena 6. Tot e buguită. Bă, lasă-mi solo. Lasă-mi solo, ha. Jucați unul arena, nu jucăm nică. Bă, please, ieși. Mi-ai stricat episodul. O ieșit, Doamne ajută. Bă, deci din păcate n-am mai reușit să dăm încă un meci alături de Dima. Am jucat un meci noi singuri, însă din păcate am dat să pornesc episodul atunci pentru că l-am pus pe pauză și am dat să-l pornesc. Și din păcate minus o grămadă timp care am cheltuit pe meciul ăla, însă eu am câștigat, dar pe episod se vede doar episodul, doar meciul în care a câștigat Dima. Așa că bravo Dima, te felicit, ți-ai luat revanșa. Cam tot acest episod, eu vă mulțumesc, puteți să ne coadată, nu uitați de like, să-ți 10 like-uri și noi ne vedem data viitoare în episod. Pa, pa!